Asta este practic pentru ochiul liber partea cea mai frumoasă care mă bucură pe timpul nopții. Acum când nu sunt nici țânțari, apa este oarecum misterios, chiar misterios ridicată. Creează o atmosferă lacustră lângă navele care deocamdată rămân aici și nu sunt îndepărtate, trase separat. În condițiile în care crește apa, de regulă, navele vor fi regrupate, repoziționate. Până atunci însă, în depărtare se aude o șalupă, mi-am permis să fac următoarea poveste, să vă împărtășesc din aliurea nopții, exact la țărm, unde lucrurile sunt splendide. Sunt la administrația portului Galați, unde pe perioada tinereții țin minte că îmi luam bilet în fața clădirii. Marele Eugen Chebac și-a făcut nunta băiatului într-un perimetru splendid cu imaginație, să le fie de bine. Lucrul este emblematic, are semnificații și un grad frumos de istoricitate. E, apa, să știți că este groasă, chegoasă, cred că poate pentru un gen de pește suficient de la îndemână. Sunt lângă nava Tudor Vladimirescu și vreau să vă ofer un cadru cât mai interesant, dar nu reușesc să speculez. Voi încerca să fac o poză pentru că e prea frumos. Puteți fructifica venind și căldura în condițiile în care va rămâne constant aportul primarului. Deocamdată am înțeles că a contribuit ploaia, dar va veni și primarul care să contribuie la diminuarea frecvenței țânțarilor. Puteți să vă bucurați de faleză neînchipuit de frumos, având momente senzaționale de împărtășit și celorlalți. Iată secțiunea prova cu platforma terasă a navei Tudor Vladimirescu. E apa inundată, să știți, mai binișor. Înseamnă că pe aici pământul coboară la cotă și vechiul dig, cum ar veni, eu stând pe digul lui Ceaușescu, vechiul dig este deja inundat. Sunt momente când apa urcă și mai mult, ea se infiltrează și atunci și pe digul acesta se fac cântăriri. Am trăit și sunt mulți dintre noi care au făcut-o la fel. Au trăit perioade când totul a fost inclusiv întărit cu sacea Ferenți împreună cu nisip. Cam asta e cadrul împreună cu luna. Ia să vedem dacă reușesc, dacă nu vă voi face o poză. Cu gândul că majoritatea celor normali stau în casă, mie mi-ar plăcea sincer să înot puțin, dai curent mare între nave, să înot puțin în zona asta. Apa aici e calmă la țărm, pentru că adevăratul curent, și dacă Dunărea a crescut, credeți-mă că e aluvionară, are destul de spus, iar are un comportament maritim aproape în zona asta. E interesant ce e frumos, e interesant și este un capital grozav la Galați. Sper să vă bucure să vedeți înregistrarea asta frumos și să vă strânească amintiri, sentimente plăcute de trăire. Iată zona capitaniei ce v-am arătat, coborând în continuare încă o dată pe cadrul acesta al Dunării.